asta este Albania, țara închisă timp de 40 de ani, izolată atât de țările din vest, cât și de cele din est, de către dictatorul paranoic care a condus-o. De câțiva ani însă, Albania este din ce în ce mai atractivă din punct de vedere turistic. Întrebarea care mai rămâne este cât de sigură este această țară. Ei bine, asta rămâne să aflăm împreună în cele ce urmează. Am ales ca pentru început să vedem partea mai sălbatică a acestei țări, departe de aglomerația orașelor, chiar foarte departe. Vom începe în Tet. Ca să vă dați seama de cât de izolat este acest loc, gândiți-vă că în perioadele cu zăpadă este complet izolat, practic inaccesibil. De la început vă pot promite un singur lucru. Este un loc desprins din rai pe care îl vom descoperi împreună în cele ce urmează. Și am ajuns și în Albania. Prima noastră oprire de aici este în Tet. N-a fost chiar ușor să ajungem până aici. Din Shkodrë până în Tet, pe o porțiune de mai mult de 50 de kilometri, se merge pe un drum foarte, foarte îngust. Un drum cam de o singură mașină, însă sunt și foarte multe mașini care vin din sens opus. Vă dați seama cum este drumul dacă limita de viteză este de 20-30 de kilometri pe oră pe aproape toată lungimea lui. Chiar dacă drumul a fost obositor, pe de altă parte a fost atât de frumos să pot admira acele peisaje care mi încântau ochii la fiecare pas. Noi suntem acum la cazare, aceasta se numește Buitina Harusha, o cazare destul de modernă pentru cât de izolat este acest loc. Am rămas plăcut surprinsă de ea. Pentru prima seară am ales să ieșim la o plimbare ușoară pe aici, prin stațiune, să descoperim locul și să vă arătăm și vouă cum arată stațiunea Tet. Munții aceștia care înconjoară această stațiune sunt incredibile. Toate drumurile de aici sunt din piatră, în afară de drumul de acces care este asfaltat. Noi acum mergem la biserica din Tet, care este un punct important de aici de vizitat, pentru că privește foarte, foarte frumoasă spre munți. Acești munți albi albanezi, cum sunt cunoscuți internațional, sau munții Prokletie, munții Blestemați în traducere, sunt împărțiți de trei state, Muntenegru, Albania și Kosovo. Este unul din rarele lanțuri muntoase din Europa care nu a fost explorat în totalitate. Sunt foarte multe locuri încă foarte sălbatice aici care nu au fost descoperite, dar sunt și locuri foarte turistice, cum este traseul Peaks of the Balkan sau traseul spre Maia Ezerca sau alte trasee spre vârfuri importante care sunt totuși destul de cunoscute. Am avut foarte mult timp pe listă acest loc și biserica aceasta era unul dintre punctele unde voiam să ajung, pe care voiam să-l văd. Vedeam poze cu ea, biserica aceasta foarte frumoasă din piatră și cu munții în spate și hai că am reușit să ajung și aici. Tet este pentru mine un vis devenit realitate. Acum ne îndreptăm spre cazare pentru că suntem curioși ce avem la cină. Nici noi nu știm prea bine la ce să ne așteptăm. Iar acesta este locul unde vom servi masa în seara asta. Superb, nu-i așa? Măcar a fost gustoasă, a fost așa în stilul tradițional, chiar a fost gustoasă. Eu nu am avut de unde alege, pentru că pentru toată lumea era aceeași mâncare. Asta trebuia să spunem înainte ca să știe câte porții să facă. Dar chiar foarte, foarte bună. Mi-a plăcut foarte mult prânza lor. Are gust foarte bun, gust foarte gustoasă. Și ardei un puț, mi-a plăcut. A fost foarte bun. Și prăjitura a fost foarte interesantă. Nu mi-am dat mai exact ce e. Dar era foarte, foarte fragedă și avea un gust foarte intens de miere. Da. Acum ne pregătim pe mâine. Mâine o să facem și noi aici un traseu. Așa că de acum o să ne odihnim în seara asta. Soarele a pus de ceva timp și mâine dimineață ne vedem pe traseu. Bună dimineața! Noi tocmai ce am plecat în drumeție, o să facem traseul Tet către Valbona. Traseul începe aici, Tet, chiar din centrul orașului. Oraș, stațiune, sat, localitate. Este total necunoscut și
și pentru noi acest traseu, această zonă. Dacă înainte să ajungem aici, aveam emoții cu privire la această zonă, îmi doream mult să descoperi și acești munți, să văd și această parte a lumii, dar mi-era oarecum frică de necunoscut. Cred că tuturor ni se întâmplă asta câteodată, însă important este să descoperim dacă acea frică este justificată sau este doar frica altor oameni pe care, fără să vrem, ne-am atribuit-o. Îmi place foarte mult faptul că peste tot pe traseu sunt aceste baruri, un fel de barăci sub formă de baruri, cu măsuțe, cu scăunele, cu butuci de lemn pe care să stai, pe o pauză și peste tot este câte un izvor. Poți să-ți cumperi de aici un suc sau probabil și o cafea. Bine, acum nu este nimeni, probabil că nu s-a deschis, am văzut că sunt băuturile acolo, dar încă nu s-a deschis, încă nu a ajuns nimeni aici, adică suntem doar noi. Am plecat totuși pe la 6 și un pic. Deci cred că încolo după 7-8 încep să apară mai multe persoane. Cred că e al treilea local de genul acesta pe care îl întâlnim pe traseu. Și este foarte, foarte ok, pentru că știi că ai sursă de apă, știi că poți să iei o pauză undeva cu o priveliște drăguță. Oare cum ar fi să se facă și la noi asta? Aici oricum sunt foarte, foarte mulți turiști străini, foarte mulți. Majoritatea sunt turiști străini, din ce am văzut eu, mai mulți decât turiștii de-ai lor. Și chiar mă gândeam cum poate să ridice o zonă din aceasta, dacă este bine promovată, cum poate să ridice o întreagă regiune sau chiar o întreagă țară. Pot să vă mai zic acum despre acești munți ca să vă conving de frumusețea lor. Mie una mi-a intrat la inimă cu tot ceea ce oferă ei. Cu văile spectaculoase, cu crestele calcaroase ce par imposibil de cucerit și cu sălbăticia lor. Atât cel mai înalt vârf din Muntenegru, la Colata, cel mai înalt din Kosovo, de Ravița, și cel mai înalt din Alpii din Narici, Iezerca, se află în munții Procletie. Însă nu și cel mai înalt din Albania. Cel mai înalt vârf din Albania se află în masivul Korab, la granița cu Macedonia de Nord și ajunge la 2764 de metri. Am ajuns în Șaua, Valbona, de fapt suntem acum un pic mai sus de Șa, în Șa se oprește toată lumea și la primul punct de belvedere. Însă, dacă mai urcați un pic până la al doilea punct de belvedere și sau până la al treilea, care este un fel de vârf pe care tocmai noi am fost acum, priveliștea este incredibilă, senzațională, deci totul este atât de frumos, totul se vede într-un mare fel. Uitați-vă în spatele meu. Munții aceștia, Alpii, albanezi, munții Procletie, superb, superb. Inițial, noi, planul meu era făcut de acasă să mergem pe Maia Jezerca. Însă, se anunță pe după amiază ploi și mâine cred că o să plouă. De fapt, nu cred că mâine se anunță și mâine ploi. Așa că am schimbat planul și acesta a fost traseul. Maia Jezerca e undeva în spatele meu acolo. Este cel mai înalt vârf din Alpii din Narici, pentru că Alpii albanezi fac parte din Alpii din Narici, care se întind din Slovenia până în Albania. Chiar dacă nu am reușit să facem cel mai înalt vârf, Maia Jezerca ajunge undeva la aproape 2700 de metri, 2694 din ce mai amintesc eu. Dar chiar dacă n-am reușit să ajungem pe traseul pe care ne-am propus, noi vreau să-l facem în două zile, cu noapte de dormit la corp pe undeva, însă m-am zis, vremea nu este foarte, foarte bună pe după amiază și mâine, așa că nu o să-l mai facem, o să ne mulțumim doar cu acest traseu din Tet către Valbona.
Acolo se vede într-o parte Valea Valbonei, în cealaltă parte se vede Valea Tet, de unde am venit noi. Deci este spectaculos, spectacol, spectacol. Și ce mi-a lipsit foarte mult în Muntenegru când am făcut ASEE, au fost norișori. Uite, aici sunt foarte mulți norișori, deci cât mă bucur că aici am prins și norișori. Pai, dar cât de frumos este. Foarte, 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 foarte frumos. Sunt foarte, foarte încântată. Deci dacă urcați până la al doilea punct, care este de fapt un vârf, Șaua este undeva la 1600 de metri. Vârful acesta, o să-l vedeți, o să-l vedeți că este potecă spre el, ajunge până la 1900 și ceva de metri. Nu are nume, n-am văzut să aibă nume. Este un punct de prevedere, dar imaginea este incredibilă. De acolo traseul continuă spre vale, spre Valea Valbona. Noi nu o să mai continuăm spre Valea Valbona, pentru că acesta este cel mai spectaculos punct al traseului. După continuă și merge după vale până în Valbona și mersul pe vale durează mult, vreo 2-3 ore să mergem doar pe vale până în Valbona, dar nu prea este diversitate. Cel mai frumos se vede de aici. Acesta este punctul de unde se vede cel mai spectaculos. Acum ne întoarcem în Tet, cred că am stat vreo oră la acel punct de prevedere. Traseul este destul de aglomerat pe coborâre, urcă foarte, foarte mulți oameni din ambele direcții, și mai mulți din Tet, dar sunt și care vin despre Valbona. Am uitat să vă zic cât am făcut până la acel punct de prevedere. Am făcut aproximativ 3 ore jumătate, cu tot cu pauzele incluse. Cam undeva între 3 și 4 ore în medie se fac până la punctul de belvedere. Hai că vin căluții, ia să-ți vii arăt. Hello. Chestia este că aici toate băuturile și ce se mai servesc la aceste baruri pe care le-am întâlnit pe traseu sunt cărate de cai. În alte locuri sunt cărate de măgari, în alte locuri de oameni. I-am înțeles, sunt sovacia, sunt cărate de oameni. Ce oameni le consumă, oamenii se le care. Dar na, aici sunt cărate de cai. Și este cam trist pentru că aici este și opțiunea că dacă nu poți urca, plătești și te urcă cu calul. Da, e cam tristă varianta asta, adică bifezi vârfurile așa pe spinarea calului, cum se zice, dar asta este de acum. Caracteristică importantă a acestor munți o reprezintă ghețarii. Nicăieri în Balcani, ghețarii nu au lăsat atâtea dovezi ale eroziunii. După Alpi, acești munți prezintă cele mai multe urme ale glaciațiunii din Europa, excepție făcând calota glaciară scandinavă. Astăzi, pe pantele nordice umbroase, mai există cel puțin 5 ghețari activi și câțiva inactivi. Iar acum ne îndreptăm spre următorul obiectiv. La 7 km de Tet, în satul Capre, se află o atracție de o frumusețe aparte. Dacă nu am putut rămâne la planul inițial din cauza vremii, atunci ne-am reorientat și următorul punct pe care o să-l vizităm o să fie Blue Eye. Din Tet până aici trebuie mers cu mașina pe un drum care am văzut că este asfaltat, foarte îngust, dar asfaltat. Și acum aveam cam jumătate de oră de mers pe jos, până la Blue Eye. În poze se vede o culoare superbă, un albastru superb. Acum vom vedea dacă este atât de superbă culoarea ca în poze.
Nu știu dacă se aude, sunt foarte, foarte bine, pentru că este apă peste tot. Este un canion foarte, foarte spectaculos aici. Și Blue Eye, care este de fapt o fântână, un fel de fântână, curge apă prin acest canion și apoi se varsă în această fântână, care este numită Blue Eye. Culoarea este superbă și acest pârâu, și acesta are o culoare incredibilă. Deci cât de frumos este acest loc. Nu mai frumos ca în poze, nu mă așteptam să fie atât de frumos. Și divers, sunt diverse podețe pe aici. Este și un restaurant cu multe, multe puncte de belvedere. Toată zona este spectaculoasă, incredibilă, cât de frumoasă e zona asta. Ne-am așezat aici la o măsuță, copilul meu superbă, scrie Blue Eye în spate și ne-am luat de o cafea. Dar nu mai ce scurvești pe tine. Incredibilă! Chiar mi-ar fi părut rău dacă aș fi ratat acest loc, fie dacă l-aș fi ratat, probabil n-aș fi știut cum e, dar acum că l-am văzut, mi-ar fi părut rău, chiar mi-ar fi părut rău dacă aș fi ratat acest loc. Prea frumos, culoarea apei este incredibilă, și cascada, și canionul, și acea fântână, toată zona este superbă. A început și ploaia, minunat, măcar cât am stat acolo, am prins soare. Acum, dintr-o dată, totul s-a înnorat, tot s-a negrit și a început să plouă. Mai avem cele 20-30 de minute până la calcare. Să vedem că e tare, o să ne plouă. Avem noi o protecție pentru rucsac, dar mine nu și pelerine. Pentru că am zis că nu cred că o să fie ceva grav, oricum avem adăpost prin această pădure pe care trecem noi acum. Da! Și acum, probabil că o să ne îndreptăm spre următorul obiectiv. Mai avem un loc pe care vrem să-l vizităm aici și anume o cascadă, Grunaș, superbă. Am văzut că este o cascadă înaltă de după 25 de metri, deci haideți să trecem și pe la ea, să vedem cum e. A ieșit și soarele, iar acum noi am plecat spre cascadă. O să facem un pic mai mult decât am fi făcut dacă am fi mers acolo direct de la Blue Eye. Pentru noi ne-am întors la cazare în tet, deoarece era furtună, m-a așteptat să se oprească ploaia și acum mergem prin tet către cascadă și avem de traversat tot satul și apoi ajungem și noi la cascadă. Dar suntem foarte curioși și cum este cascada Grunaș. Am înțeles că este spectaculoasă. Vom vedea dacă chiar este spectaculoasă. Din ce am înțeles, are o cădere de peste 25 de metri, doar că plouă, a început ploaia. Am făcut două, trei cadre cu drona pentru că se vedea prea frumos.
Aici se vede doar o parte din ea, dar din drona se vedea tot, tot. Este superbă, superbă. Încântătoare este cascada. Noi acum o să ne plecăm spre tet pentru că sună și fulgere foarte tare. Sigur, sigur vine din nou funtuna. Așa că nu aș vrea să ne prindă pe aici, într-o zonă destul de expusă. Expusă, alunecoasă vreau să zic. Mamă, dar cât este de superbă, superbă, e superbă. Deci dacă veniți aici în tet, puneți pe aici și cascada Luna. Dar e spectaculoasă. Ploaia ne-a fugărit, din păcate, de acolo. Nu am putut să stăm mai mult. Dar e bine, e bine și cât am reușit să vedem din ea. Acum suntem pe drumul de întoarcere, același pe care am venit. Și ne îndreptăm pe cazacă, noi o să luăm cina. Mâncarea este foarte, foarte bună. La ei este gustoasă, așa. Trebuie să spunem înainte dacă dorim cina. Și ne pregătește și seara ne dă o supă, ceva antreu, pelu 2 și desert. Și sunt așa diverse și chiar, chiar este gustoasă mâncare și chiar este foarte bună și pentru 15 euro eu zic că este mult, mult. Adică dacă stau și mă gândesc la noi cu 15 euro, nu mănânci atât de mult. Dar, da, mie îmi place până acum Albania, am acucerit, aș vrea să mai revin în această zonă, atât de multe de făcut în zona aceasta. Atât, Valbona, tot parcul național, sunt atât de multe de văzut. Aceasta este ultima seară, mâine dimineață plecăm de aici și chiar, chiar am rămas cu multe, multe lucruri de văzut. Am stat în total 2 zile jumătate, ceva de genul acesta. Dar merită, merită această zonă pentru peisaje. Totul este incredibil, toți acești munți, acești stâncoși care înconjoară această vale. Peisajele sunt superbe și chiar de mult nu am văzut o zonă atât de frumoasă care să ofere atât de multe. Peisaje peste tot, deci oriunde te uiți din orice colț al satului acesta, vezi ceva. Și ei chiar știu să facă turism. Pe la toate obiectivele, în timpul săptămânii este full. Bine, este și perioada concediului, dar totuși este plin peste tot. Dacă nu te duci dimineața, trebuie să stai la rând pentru poze, pentru filmări, pentru orice. Peste tot este plin. Și asta mă încântă. Și pe la terasele lor, adică chiar știu să fac turism. Bine, asta vine și cu un dezavantaj, că știu să facă bani cam din orice. Adică am văzut cai care urcă bagajele turiștilor pe munți, care urcă și turiști pe munți, vin și cu anumite dezavantaje, dar într-un fel, chiar dacă nu-mi place acest aspect, pot să înțeleg că doar turismul au și ei trăiesc toți doar din turism. Pe marginea traseilor sunt diverse bărulețe, diverse gherete de unde să-ți iei una alta, foarte izolate, adică nu sunt pe la șoseaua principală, să zic, nici măcar nu sunt șosele care traversează satul acesta, localitatea aceasta, Tet. Este doar șoseaua principală care vine și șoseaua care merge spre satul vecin unde am fost astăzi, la Blue Eye. Dar în rest nu sunt deloc șosele, toate drumurile sunt de piatră. Și uite că a reușit să iasă un satuc din ăsta atât de izolat, dar atât de frumos, să-l promoveze internațional. Și cu asta se termină prima noastră aventură pe teritoriul Albaniei. Parcul Național Tet ne-a cucerit prin frumusețea și sălbăticia lui. Ne-a depășit cu mult așteptările și mi-aș dori ca pe viitor să revin pentru a urca câteva vârfuri care la prima vedere par inaccesibile. Acestea fiind spuse, noi rămâne să ne vedem în următorul episod.